am aprobat 4 amendamente. Amendamentele vizează reducerea numărului de semnături pentru candidații independenți la funcția de primar și la funcția de consilier local, vizează reprezentarea în birourile electorale a partidelor parlamentare, vizează reducerea de la 90 la 60 de zile a termenului până la care se poate stabili reședința și obține viza de flotant. Deci sunt prevederi, orice prevedere pe care noi am considerat-o că este menită a îmbunătăți calitatea actului și a crește democrația în mecanismul de alegere a primarilor, am introdus-o în acest proiect de lege. De asemenea, am introdus un amendament privitor la faptul că nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare, ceea ce mi se pare un lucru extrem de important ca să eliminăm grupurile de presiune construite de preferință de primarii PSD în fața secțiilor de votare, care intimidează alegătorii și încearcă să influențeze pe ultima sută de metri dorința unui om de a vota împotriva unui primar în funcție.